Bună ziua, oameni frumoși! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Nu m-am gândit inițial să fac un haul separat Shane, dar am aici o comandă. Hop, destul de mare. Vreau să vi-o arăt și vouă. O să o pun aici lângă mine și o să le iau așa aleatoriu. Întâi și mai întâi vreau să menționez două, trei lucrușoare. Unul la mână, vă rog frumos, dacă nu sunteți de acord cu haulurile Shane, să treceți peste și să căutați ceva ce poate vreți voi să vizionați în acest moment. Știu că părerile sunt împărțite în legătură cu Shane-ul, m-am interesat și eu și știu despre ce este vorba, dar m-am interesat, după cum spuneam, și se practică ce se practică cu Shane-ul, se practică și cu celelalte haine de la alte firme, nu vreau să dau nume, dar dacă vă interesați o să vedeți. Așa că trecem peste comentariile negative. Dacă aveți ceva bun de spus sau dacă vă ajut în vreun fel, mă bucur tare mult, dacă nu, asta este, acesta este clipul de astăzi. Am comandat produse, dați să vedem. Am aici telefonul ca să intru pe aplicație, pentru că aș vrea să verific exact de cât a fost și cât am plătit, de cât a fost și de cât am achitat până la urmă. Am aici o comandă de 450 de lei am plătit eu, dar cred că așa, îmi apare aici că a fost comanda în valoare de 564 de lei. Am avut discount prin codurile acelea ce le au ei, 112 lei. Așa că hai să vă arăt ce am comandat. I-am luat lui Filip, dar nu am luat numai pentru Filip, am luat și câteva chestiuțe pentru mine. Este luni 2 octombrie, ora 15:31 de minute, așa că hai să trecem la treabă. Nu eram pregătită neapărat să filmez acest haul, dar mi-a venit comanda și sunt entuziasmată, vreau să o desfac și nici nu vreau să ratez momentul să desfac și apoi să vă arăt. Hai să desfacem împreună. Cred că totuși aș fi avut nevoie de ceva cuțit sau de o forfecuță să mă ajute să desfac, dar haideți să încercăm. Aici, eu, ca de fiecare dată, la haulurile Shane, afișez prețurile pe ecran ca să le vedeți, în cazul în care vă interesează. Nu mai știu câte zile am de când am dat comanda, dar cred că am vreo 10 zile, cam așa. Și vă dați seama că nu mai știu nici eu exact. Wow, l-am împachetat foarte bine, că a ajuns cu bine la mine. E foarte frumos, are pe el tot felul de biluțe dintre acestea de polistiren. Acesta este paharul, arată super interesant. Ar fi fost un pahar mai potrivit așa de vară, pentru că l-aș vedea mai bine pentru cafea dintre aceea cu gheață sau limonadă. Dar cam așa este gros, să știți, am bandă pe degete și pe unghii. Este groasă sticla, nu e subțirică. Primul, m-am spus, am să le iau așa, aleatoriu, care cum îmi vin la mână. Următorul articol este un preș, dintre acela de pus la intrare. În casă este moale, m-aș aștepta să fie puțin mai dur și sper să se desfacă și să nu rămână urmele acestea. Wow, chiar e mare. Cam așa arată el. Ceva biluțe dintre acele antiderapante pe el ca să nu alunece. Și acesta este modelul. Eu sper să-l vedeți voi bine. Este de toamnă. Foarte drăguț. Am să-l pun la ușă, la intrare în casă, cred că, nu afară, pentru că noi încă nu avem scările la noi la casă. Suntem mutați de un an și mai avem o grămadă de treabă. Dar încet, încet o să le facem pe toate. Însă, cred că ar fi mai potrivit dacă l-aș pune aici, la intrare în casă. Pentru că noi avem un covoraș la intrare în casă. Noi când intrăm în casă, intrăm direct, cumva nu avem un spațiu anume. Mă rog, înțelegeți voi la ce mă refer? Foarte frumos este, îmi place tare mult. It's the most wonderful. Foarte fain. Parte am un portfart pentru mine. Mi s-a părut atât de frumos, e așa vintage. O să fac o grămadă de dezordine, dar asta este. Acesta este portfardul, e foarte drăguț.
Mi-a plăcut enorm de mult printul acesta cu flori. Și este destul de mare și de încăpător. Acum sper să fie și destul de calitativ fermoarul, să nu se rupă. Dar ca și material, parcă e un material așa, textil. Foarte fain. Ca să se potrivească cu portfardul, mi-am comandat și un set de pensule care au venit așa într-un săculeț și care arată cam așa. Sunt o grămadă de pensule. Eu mi-am mai cumpărat în trecut pe AliExpress și au fost bune, nu am ce să zic. Mai sunt din ele pe care le-am și acum. La fel, nu au un preț foarte scump. Nu sunt neapărat foarte calitative, dar depinde și de ce avem nevoie pentru ele. Eu nu fac make-up la mai multe persoane, eu fac doar mie și pentru cât le folosesc eu sunt foarte bune. Frumoase tare culorile. Și acum, sper să fie bune. Am să le pun tot în săculețul acesta al lor. Săculețul e unul de catifia foarte drăguț. Și am să le pun direct în portfard. Mai am aici încă ceva pentru portfardul meu și anume un ceva luciu de buze. Vreau să vă spun că inclusiv rujul pe care l-am acum pe buze este de pe Shein. L-am cumpărat de câteva luni și îmi place foarte mult. Este un ruj mat, într-adevăr nu ține foarte bine pe buze, dar nu am pățit nimic de la el, este tot în regulă. Cam așa arată acest ruj. Nu mai țin minte, sincer să fiu, ce mi-am luat. Este ori un... Vă dați seama că scrie tot în chineză. Văd că este așa double, adică cred că e mat și lucios. Cam așa ceva. Culoarea vi-aș fi arătat-o, doar că din păcate am deja ruși pe buze. Dar o să vă inserez poza pe care am găsit-o eu pe site-ul lor și o să vedeți acolo cum ar trebui să arate. Mai departe, tot cu articolele pentru mine, ca să mă apuc de cele pentru Filip după ce le termin pe acestea. Am un costumaș, le dau pe toate aici jos și o să le strâng după. Aceasta este rochițică, pare fi un maiuț, dar este rochițică și este elastică. Bănuiesc că se întinde destul de mult, mă gândesc să nu fie prea scurtă. Mi-am luat recent tot de pe Shein, un costumaș pe mov, asemănător materialul. Îl ador. L-am cumpărat, îl port, îl spăl. E un material așa foarte cozy, de comod, confortabil. Îmi place la nebunie. Și materialul acesta pare asemănător. Dar o să vedem cum este. Deci aceasta ar fi rochițică. Așa. Nu știu dacă o să le port așa. Pentru că mă gândesc să putea fi o rochițică foarte scurtă. Și cu bluziță. Bluzița este aceasta. Care ar veni așa peste cumva. Este scurtă. Și vine până în, cam cum ar veni până în talie, cu mânecă lungă și cu guler. Materialul, după cum am spus, e unul super moale. La mâneci aici vine cam așa. Și da, o să vedem cum este. Îmi place. Aveau pe negru și pe crem, parcă, și mi-am luat pe negru de data asta. Pentru că pijamăluța din 3 piese pe care mi-am luat-o acum câteva zile, mă rog, mi-a venit acum câteva zile, este pe mov și am zis să fie acesta pe negru. Se apropie ziua mea de naștere și de fiecare dată când merg prin magazine să-mi cumpăr baloane, sunt acelea clasice, colorate, și mi-am dat comandă așa. Avem acest set cu Happy Birthday, pare aici mai roz, dar cred că sunt așa spre un crem ceva, foarte faine, și pe negru, dar pe negru, sau parcă și, nu mai știu, deci nu mai știu sincer, dar cred că tot Happy Birthday pe negru. Și am vrut să scot din coș, dar din păcate am uitat să le scot, că le-am găsit pe acestea și am uitat să le scot. Am aici un 2 și un 7, doar că văd că sunt diferite, eu nu știu, oare le-am comandat așa. Acesta pare mai verzui, un verzui așa deschis, iar acesta parcă e un crem. Nu știu dacă se observă diferența și pe cameră. O să vedem. Mai am o lună până la ziua mea. Și o să vedem atunci cum sunt. Eu le-am comandat, mi-au venit. Cred că am terminat cu lucrușoarele pentru mine. Nu le-am răscolit foarte bine acolo în punga aceea. Le iau acum pe cele pentru Filip. Dacă cumva mai găsesc ceva pentru mine, vă arăt. Hai să vă arăt ce lucrușoare frumoase am comandat pentru Filip. Ce hăinuțe frumoase. Sper să-i vină. Pare cam micuță jachetica aceasta, dar eu cred că o să-i vină.
E mărimea 2-3 ani și nu aveau decât așa, nu aveau mai mare. Ia uitați voi ce jachetică superbă i-am luat lui Filip. O să o dau imediat să o probez. Mă bucur tare mult că n-a venit îmboțită. De obicei, hăinuțele de pe Shein vin foarte îmboțite. Asta e pentru iarnă. E foarte, foarte, foarte pufoasă și îmi place la nebunie. Ador. Deci pur și simplu. Acum sper doar să-i vină lui Filip. E foarte pufoasă și călduroasă și da, îmi place modelul acesta tare mult. A avut un preț foarte bun. Cred că am dat 50 de lei sau ceva de genul. Superbă. Ai, pufos. Îți place? E bună. Este bună, mai ales că n-am plătit foarte, foarte mult și dacă aș fi dat 200-300 de lei pe ea și ar fost mică. Dar îți place? Da. Deci vine jachetica. Tot pentru Filip am aici. Paltonaș care vine cu tot cu eșarfă, deci mă topesc. Ia să vedem. Ăsta pare mai mărișor decât jachetica. Acesta este foarte frumos. E superb. Ăsta e puțin teluț îmboțit. Haideți că vi-l arăt imediat și pe Filip cum îl probează. Acesta e tot 2-3 ani, dar e mai lung, e altfel. Bine, el e paltonaș, parcă nu e chiar așa de mic. Așa, și vine cu o eșarfă. Vreau să-l probeze Filip, să-l dau să-l probeze. L-am și desfăcut. Acesta e așa puțin mai eleganțel, dar e de toamnă, nu cred că e de iarnă, că e cam subțire. Așa, și aceasta este eșarfa, care e tot micuță, că e pentru copilași. Foarte fain. Haideți că vi-l arăt imediat pe Filip. Acesta este paltonașul lui Filip. I-am pus și eșarfa. La eșarfa avem o etichetă, aici trebuie să o tăiem. Am aranjat așa puțin. Este foarte frumos, Filip! Este foarte elegant. Bravo, îți stă foarte bine. Îți place? E frumos? Da. Da, 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 da. Următorul este un set tot pentru Filip. V-am zis că mai mult pentru el am dat comanda aceasta. Este un set de două piese, pantalonaș și bluziță. Aceasta e bluzița. Și aceștia sunt pantalonașii. Mamă, deci ați fie așa de frumos? Cam așa arată treninguțul, dar îmi place tare mult de tine! Ia învârte-te, fă o piruietă! Ha! E foarte frumos, mami, îți stă foarte bine! Hai să-ți mai arăt ce mai am pentru tine, vii? Da! Aici, în această cutie, am tot ceva pentru tine. Ce? Vrei să desfaci? Da! Hai! Iarnă. Da, și de toamnă și de iarnă i-am luat o pereche de cizmulițe, ghetuțe. Mami. Cu plăcere, mami. Și să știți că nu sunt de fetițe. Să le fac asta. Vrei să le probezi? Ce frumoase sunt. Ce elegante și ce frumoase. Tare, faine. Ia să vedem cizmulițele lui Filip. Bineînțeles că nu sunt asortate cel mai potrivit. Uite, uite cum pot să merg. Ia. Pentru iarnă. Îți plac? Ia să vedem. Ce frumoase! Super, mami! Hai că mai am ceva și gata. Două punguțe mai am și terminăm polul de astăzi. Eu zic că sunt destule lucruri. Aici tot pentru Filip. Set cu... nu mai știu câte perechi de șosete sunt. Dar multe. Cred că 12 perechi. Și un set de 3 căciulițe, tot așa pentru el. Sper să-i vină și acestea. Ce drăguțe sunt. Da, sigur îi vin. Cu toate că par foarte mici, ele sunt super elastice. O căciuliță este așa, pe maro. Toate sunt în set, același model, doar că sunt culori diferite. O căciuliță e crem și o căciuliță este neagră. Da, pune-le pe canapea. Cam astea sunt căciurile. Au fost 30 de lei sau 40 de lei, nu mai știu. Și scrie Mama's Mini. Asta scrie pe ele. Mai am ceva bluziță cu Mama's Mini, tot de pe Shein. Iar acum șosetele și chiar terminăm. Așa arată șosetuțele. Asta le-am luat pe culorile astea deschise la culoare și pale. Superbe. 3...
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Astea sunt câte două seturi de fiecare. Dragilor, acestea au fost lucrușoarele noastre pe care le-am comandat de data aceasta. Cu acest clip m-aș bucura tare, tare mult să-mi dați și un like, să vă abonați dacă abia m-ați descoperit, poate pentru mai multe vloguri, cumpărături și așa mai departe. În cazul în care doriți un link, să-mi lăsați în comentarii ca să vi-l las direct, să nu căutați voi, să vă las linkul. Eu vă super mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu mare drag în următorul vlog. Pupici! Pa!